La 4 de acum, din momentul ăsta, voi putea scrie 5 supra 4. Deci 5 împărțit la 4. Deci din clipa asta... Da, 5 împărțit la 4 sau 4 împărțit la 5. Dacă zic 4 împărțit la 5... Nu se poate, da, mă rog. Este 4 pe 5 ca scriere. O formă de scriere echivalentă a împărțirii este sub formă de fracție. Dar dacă ar fi, cum zice, 3 pe 5. 3 pe 5, eu înțeleg că e vorba de 3 împărțit la 5. 3 împărțit, adică ăsta împărțit la asta. Adică cel de sus este împărțit la 5. Da, când văd 3 supra 5, înseamnă că 3 împărțit. Da, dar nu prea știu eu aici. Păi nu se împarte exact. Deci nu e bună, nu se... Nu, e scriere corectă. Nu este așa ceva. Numai că tu aștepți împărțire exacte. Dar știi că există și împărțire cu rest. Deci împărțire cu rest. Asta e împărțire cu rest. 1 rest, 2? Nu. Nu merge niciodată. Dar a pus-o în carte, am văzut eu una acum. Poate dacă ai spus 5 pe 3. Deci aici 1 pe 5 este egal cu 3 pe 5. Ah, pentru că sunt din alea... Segmentele de cele, da? Segmente. Da, 1 pe 5 este ca 1 împărțit la 5. 5? Și noi am luat... E ca împărțit, e ca împărțit, nu că se numesc altfel și ca să nu mai scriem împărțit, nu? Da, nu mai scriem împărțit și ușor să putem face operații. Operații cu astfel de numere. Deci, George, hai să ne oprim aici că ne-a prins oboseala. Este momentul care am declanșat noua lecții care va urma foarte repede, este vorba de operația de lucru cu fracții. Deci am introdus noțiunea de fracții chiar așa târziu, ți-am strânit curiozitatea și mâine o să lucrăm fracții, o să lucrăm mai multe lucruri și o să facem probleme cu fracții. E mai greu. Pentru început se pare mai greu, dar vezi cât de simplu. Eu am o fetiță care este la clasa a 4-a. Mi-a cerut să fac fracțiile, le-am făcut și facem operații cu fracții acum. Tot felul de operații, la adunări, scădere, mulțiri, împărțiri. Tot au expresii de astea mari, care se fac în clasa a 7-a. Păi ca împărțirea. Deci lucrează foarte, foarte bine. Dar nu mă doresc că ușor și cu tine voi ajunge. Vei vedea foarte repede. Păi se pot face dacă sunt foarte bine puse, cum ar fi 5. Dacă am înțeles aici, George, că 1 pe 2 e de parcă ar fi 2 pe 4, 3 pe 6, o să merg foarte bine. 4. Ne oprim aici. La revedere, dragilor, pe mâine de acum.